Cea mai tare fază e asta cu închiderea parcurilor noaptea. Noaptea sunt cam 3-4 grade acum. Cam câți oameni, tineri, copii, ori sta în parc noaptea? Parcurile după ora 22, așa cum spunea prefectul sunt capitalei? Sunt discuții și propuneri. Deocamdată nu am luat o decizie, evaluăm această propunere. În interiorul localității se pot dispune o serie de măsuri, cum ar fi și măsura de a limita deplasările pe timpul nopții, să spun între ora 22 și ora 6. Și că stai mă cu minte, or fi 2-3 boschetari care poștesc și ei o bere, dar cam atât. Mă rog, știu, pare că au muncit, nu? Hai mă că am închis parcurile noaptea, am dat virusul afară și dăm parc. Bă, până nu fuge din țară cu coada între picioare, o să-l căutăm și în gaură de eșarpe. A, și că știi ce trebuie să mai închizi tu acum, frate, dar repede, repede, covrigăriile. Da, ascultă la mine, românul e covrigar. Ia covrigul, dă covrigul, plimbă, dă mână mână, dă gură în gură, foarte periculos. Deci asta e, parcurile și covrigăriile. Și gata, în 2 săptămâni am pus COVID-ul cu botul pe labe. În momentul de față nu mai există scenariu optimist. Numai naivii pot să spună eu un scenariu optimist când am 6500 de îmbolnăviri pe zi la 30.000 de teste. Suntem într-o stare de urgență sanitară. În primul rând pentru că sistemul sanitar este la limită, aproape și atinge limitele în următoarele zile. A, neabose, știi ce ar merge acum, bre? Ar merge tăierea salariilor? Unsă ar merge, tăticule, unsă. Păi dacă le-ai tăiat salariile, că matale n-ai fost prost, e ca și cum le-ai luat picioarele. Pentru că de ce să plimbă oamenii, Traiane? Care bani de-aia să plimbă? Le-ai tăiat banii, le-ai luat benzina, gata, i-ai parcat pe toți. Cu 25, nu, cu 50% ar trebui tăiate salariile. Dar nu mai avem, bă, noi oameni politici care să-și asume astfel de decizii bune pentru țară. A, nu mai zic că poți să le spargi anvelopele. Da, într-o noapte domnul Berbeceanu, pac, pac, cu un cuțit împreună cu Nicușor, pst, 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 spargeți roțile la mașini. Toată lumea a doua zi pe jantă. Unde să se mai ducă oamenii? Hai mă, ce naiba, că dacă vreți, soluții există, da? Duminică am participat la un eveniment foarte frumos în care aproximativ 150 de studenți de la medicină participă în mod voluntar pentru a susține activitatea DSP-ului, participând fie la call center, fie la realizarea anchetelor epidemiologice. Da, e nasol că ni se întâmplă anumite lucruri, dar e infinit mai nasol când nu înțelegem nimic din ce ni se întâmplă. DSP-urile practic nu există. Nu-ți răspunde nimeni acolo decât după 10 zile, după 2 săptămâni. Se vorbește despre asta zilnic din luna martie, cu exemple, cu statistici, cu tot. Nimic nu s-a schimbat. Un stat care urinează pe proprii cetățeni. Asta e România. Vă spuneam săptămâna trecută de colegul de la Starea Nației care a fost testat pozitiv acum 10 zile. A sunat la DSP atunci și s-a spus că va fi sunat înapoi pentru a se face anchetă epidemiologică și pentru a se vedea mai departe ce e de făcut, dacă trebuie să meargă la spital pentru evaluare. Nici până astăzi n-a fost sunat înapoi. S-a îmbolnăvit și soția, a sunat și ea la DSP, la fel, nimic. S-au îmbolnăvit și copiii, le-a și trecut între timp. De când am anunțat asta, am primit sute de mesaje de la oameni care confirmă comportamentul DSP. Deci oamenii ăia așa lucrează. Nu e vorba de accidente. Pur și simplu statul român prin DSP a zis așa: da-i mai dă-i dracului și păștia pozitiv, mă, să sune, că n-avem ce să le facem. Toate demersurile mele vis-a-vis de DSP, ISU, au rămas fără niciun răspuns de 4 zile. Este strigător la ceea ce se întâmplă. Cu DSP-ul m-am... Dacă n-au răspuns la telefon, am trimis pe cineva din cadrul familiei. DSP-ul nu este stat în stat. Are obligația de a respecta legile, exact ca noi. Ce anchetă mai faci după ce s-a vindecat omul? Pe cine mai testezi? Pe cine mai carantinezi? Că vine Orban și zice: păi pe cine să testăm? Că nu avem pe cine să testăm. Bă, căpcăunule, păi pe cine să testezi dacă tu habar n-ai cine au fost oamenii cu care s-a întâlnit un bolnav? Ce ai mai găsit și că soluția, ați auzit? O facem cu voluntari.
ați fost praf, praf, n-ați angajat oameni, de acolo pornește totul. Ce ați zis? Bă, să nu angajăm la stat și alți oameni decât pe ei noștri, a? V-ați uitat ca papagalii, cum trece valul, cum vine iar valul? V-ați uitat ca aia de la Spitalul Nou când li se dă drumul la televizor? Nimic n-ați înțeles. Sunt foarte multe cărți, foarte multe ture pentru asistenți. Am ajuns să nu știu în stare să mănânc, să am grijă de propriul meu copil. Suntem rupți. A, nu e de glumă, râdem de ei, râdem de deciziile cretine pe care le iau politicienii, dar o facem doar ca să putem suporta inepțiile lor. Lucrurile stau astfel. Guvernul ăsta n-a angajat personal medical, sunt doctori, șomeri, asistente medicale fără loc de muncă, dar când se fac totuși angajări, se fac pe bani, pe foarte mulți bani. Nu vă e mă rușine? Să vă citesc o știre. Cătălin Romanic, un ambulanțier din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Vaslui Bârlad, și Cristina Nanu, o angajată a Spitalului Municipal de Urgență Elena Beldiman Bârlad, au fost arestați pentru infracțiunile de trafic de influență și înșelăciune. Ei au cerut sume cuprinse între 1000 și 7000 de euro de la mai multe persoane pentru a intra în sistemul de sănătate în cadrul Spitalului Municipal, Serviciului Județean de Ambulanță și în alte unități în calitate de cadre medicale, precizează anchetatorii. Despre asta vorbim. Lipsă de oameni, șpăgi, iar premierul țării zice că lasă-mă că o facem cu voluntari, bă, ne mai ajută unul altul, trecem noi și de asta. Hai noroc, mai adu și mie una, băiete, tot așa rece. Uitați la Sălaj, acolo e o rată de infectare de aproape 9%, iar lucrurile stau așa. În tot județul Sălaj sunt în total 415 medici, aproximativ 1100 de asistenți medicali și puțin peste 300 de infirmieri. La Spitalul Județean din Zalău, aproape o treime dintre angajați au contactat până acum virusul. N-au medici. Se plânge și prefectul că în județ sunt 2 medici la 1000 de locuitori. Și ce ne zici, mă, nouă? Ia niște voluntari. Aveți șaormerii în oraș? Normal că aveți. E, șaormarii sunt buni pe chirurgie, da, operează cu săbiile alea, n-ai văzut așa ceva. Aveți interlopi? Normal că aveți. Cuțitași, foarte bun, luați-i imediat. Gorile aveți? Normal că aveți. Clanuri de gorile, băgați-le, bă, la cărat târgile. Ce dracu, mă, trebuie să vină domnul Șică de la București să vă învețe?